În anul trecut, puțin peste 30 de angajați au încasat cel mai mic salariu în cadrul complexului energetic Oltenia, și anume o sumă între 1500 și 1799 de lei, și aproximativ 100 de persoane au primit lunar între 1800 și 1999 de lei. De o sumă cuprinsă între 2600 și 2999 de lei s-au bucurat peste 4000 de persoane. Cei mai mulți mineri și energeticieni, în număr de peste 6700, au încasat în fiecare lună între 3000 și 3449 de lei, conform administrației Oltenia. Un salariu cuprins între 3500 și 3999 de lei au primit 2868 de angajați. Cele mai mari salarii, de peste 4000 de lei, primesc în cadrul companiei 2848 de persoane. La aceste venituri se adaugă tichete de masă zilnice sau masă caldă, transport la și de la locul de muncă, cota de cărbune sau echivalentul în bani pentru o cantitate de 10 tone, bilete de odihnă și tratament pentru care salariații plătesc maximum 35% din costul acestora, ajutoare de boală și deces, reprezentând în medie suma de 165 de lei per salariat. Actualul contract colectiv de muncă pentru angajații din cadrul companiei va expira pe 19 februarie. Administrația CEO Oltenia și sindicaliștii se află în negocieri, iar până la data menționată, noul contract colectiv trebuie să fie semnat. În ultimele zile, conducerea CEO anunța reduceri salariale în rândul angajaților gigantului energetic, precum și diminuarea mai multor prime și sporuri. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a declarat că veniturile medii brute ale salariaților companiei vor scădea cu doar 2,7% și nu cu 20%, așa cum a fost anunțat inițial de către liderii de sindicat, acest lucru fiind posibil în urma creșterii numărului de persoane care urmează să fie disponibilizate. Potrivit lui Ciurel, creșterea numărului angajaților care vor pleca din companie de la 2000 la 3000 de persoane a creat sursa financiară pentru ca veniturile să rămână aproximativ la nivelul celor din 2014. Ciurel a mai menționat că prin plecarea celor 3000 de persoane se vor economisi aproximativ 50 de milioane de lei, iar fondul de salarii va putea crește de la 650 de milioane de lei până la 700 de milioane de lei. Acesta a mai adăugat că persoanele care urmează să plece provin din mai multe subunități ale complexului, selecția fiind făcută în baza unei înțelegeri cu sindicatele. Mare parte din cei care vor fi disponibilizați sunt în apropierea vârstei de pensionare. Complexul energetic Oltenia are în subordine aproximativ 19.000 de persoane. Compania este al treilea cel mai mare angajator deținut de statul român și cel de-al patrulea din economia românească.